Eu vreau să plângem. Eu vreau să îi reproșăm și după aceea să ne iubim. Dă-i drumul. Tu nu vorbești niciodată cu mine. Ai început deja? Da, cred. Habar n-am, nu știu. Vezi? Vorbește cu mine. Asta e marea ta problemă. Vorbești înainte să gândești. Se poate. Și pe lângă că în continuu găsesc vomă până casă. Te-am rugat. Când bei mult, ți-e face rău, rămâi la ușă. Că te iau eu dimineață. Și întotdeauna am pus găleată, nu fi. Chiar am avut tot timpul și e câte o găleată în fiecare... Bluza asta e a ta? Nu, este a ta. Și de ce n-ai luat-o? Pentru că îmi place foarte mult. Altă problemă. Bluza. Ne dăm cu tăvile în cap. Băi, dintre toți bărbații, pe ăsta l-ai găsit? Care a fost faza? Era acolo, eram beată, nu l-am găsit, ne-am găsit unul pe celălalt. Mie mi se pare că bei mult prea mult, mi se pare că ești dezordonată, mi se pare că spui că vrei să evoluezi, dar nu faci niciun efort pentru asta și mi se pare că ești extrem de egoistă. Mi se pare că ești exact la fel, mai puțin băutura, dar... Mai puțin că sunt mult mai înaltă ca tine. Nu, picioarele mele sunt extrem de lungi. Ok, fain și subțiri, pentru că faci tot timpul sport, pentru că numai despre asta este vorba. Lucru care nu se va vedea în serial. Vorbești, da, exact. Te duci și alergi și vezi bărbați dezbrăcați. Nu mai, s-au tăiat scenele, nu mai apare. Nu mai vezi bărbați dezbrăcați. Vezi, asta, și asta e o problemă, că tu nu vezi bărbați dezbrăcați. În afară de... Spoiler! Nu l-am văzut, că nu s-a dezbrăcat. A fost cu îmbrăcat? Da. Sexy? A, super! Mersi mult că ai fost alături de mine la faza aia cu Joe. Cu plăcere și mă bucur că mi-ai spus. Și mulțumesc frumos că nu te superi când devin prea rigidă și prea dură. Mulțumesc că mă accepți așa cum sunt, cu toate rateurile romantice. Mersi frumos că nu aștepți de la mine lucruri pe care știi că nu pot să ți le dau. Mersi pentru același lucru.